8. Cât faci? 63 de lei. Mi-ai dat deodată răspunsul, da. 63. Bine, acum. Acum, zic, dedesubt, două caiete. Dar faceți un minus? N-are importanță. Eu iau din nou caiete. Și scoateți unul. Ca să iasă unul? Da, da. Șmecheria asta e spasă. Dar faceți de sus în jos. Mi-am făcut de jos în sus. N-are importanță. Deci n-are... Două caiete și un stilou. Na, 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 na. Și 7 stilouri. 7. Plus 7 stilouri. Egal cu... Zi tu câte ce este. Aoleu. Două caiete și 7 stilouri. Păi dacă știi deja că două caiete sunt 48... Două caiete cât face? Două stilouri. Deci două caiete cât face? Două caiete. Vom face 48 plus 48. A, la stilouri? Da. Dar la caiete cât pun aici ca să... Pun 10. 10, da. Plus. Dar hai să facem 7, 24 ori 7 într-un cos, mă. 24. 4 ori 7, că știi să facem asta, ca să pierdem timp. Da. Ia să vezi. Cât face? Iar așa am negalarități. Cât? La 4 ori 7. Cât? Ai greutăți 7 ori 4? Da. 7 ori 4? Nu, 28. Așa, 28. Am făcut o șmecherie. Cum? Cum ai gândit? Adică să mai scriu, am scris, l-am făcut direct în minte. De 2 ori, 4, de 2 ori 7, 14 și cum că 14, 28. Asta înseamnă și că... Și că 4 se desfacem 2 și 2. 2 și 2, sigur. Asta înseamnă să-ți faci legături. Că nu neapărat trebuie să scrii de fiecare dată. Deci tu când ai... Dar nu scrii atâta. În mintea ta, deci în mintea ta, în imaginea ta, pe creierul tău, s-a derulat filmul. Adică la 5 ori 7. Nu, îl desfac pe 7 în 5, în 5 și 2. 5 ori 5, 25 și cu încă 10, 35. Deci... Tu îți faci tu asocierile care crezi tu că sunt cele mai corecte, încât să-ți meargă foarte bine treaba. Așa, da. Ai zis aici 7 ori 4, 28, 8 și 2. 8 și 2. 7 ori 2. 7 ori 2, 14 și cu 2, 16. 168, da? Aici așa, 168. Și cu 10? 168. Și cu 10, 178. 178. Deci problema compusă este așa. Acum, acum, poți să spun eu? Nu, deci, atenție, cum? 3 caiete plus 2 stilouri egal 63 lei. 2 caiete și 7 stilouri, 178 de lei. Ai înțeles cum îți dau numele astea la întâmplare. Deci totul este în culiții făcut. Ai ți-ai luat prețul la stilou și la caiet. Ai văzut, ți-ai construit prima profesor, față. Dar nu se auzea creta când făceți acolo. Deci nu se auzea, tu măcar vrei să auzi, îți dai seama acolo ce se face. Eu asta făceam. Uneori mi-am luat numele foarte la îndemână, că am zis caietul 5 lei, celălalt oară am zis 10 lei. Și când ziceam 7 caiete, 70 de lei. Și mi-am luat ușor, dar tu ai zis 24 și atunci ar trebui să muncim mai mult. Deci eu nu luam niște prețuri ca să joc foarte repede, că tu ai spus la un moment dat așa, dar numai 10 lei și numai 5 lei, ăsta era motivul, că eu luam să fie ușor. Azi am pus și eu un leu în caiet. Sigur că da. Și 5 lei un stilou. Asta, și ții ca să fie foarte ușor. Da, prietenilor noștri le-am povestit acum cum compunem probleme de tipul acesta. Ei, acum, tu, să zicem că tu nu știi rezultatul. Știi ce rezultat trebuie să-ți dea? Obligatoriu. Da. Cât, ce, stilou cât trebuie să coste? Stilou trebuie să coste 24 de lei. Exact. Și caietul? M-a scris pe mână, 24 lei. Da. Și caietul se coste... 24 lei și caietul trebuie să coste 5 lei. Neapărat. Dacă nu ajung acolo, înseamnă că am greșit. Da? Trebuie să calculăm numele. Da, da, da. Ne apucăm de lucru, că noi nu știm rezultatul ăsta. Da. L-a compus-o cineva. Așa când citim probleme din caiet, din carte, de o culegere, da.
Când citi problema aceea, autorul a compus cum am făcut-o noi acum. Da. Deci el a făcut șmecherii de astea. Nu așa la duc, la întâmplare, compune acolo. Nu. Totul este gândit în culise. Și dacă dea așa un număr, așa... La îți ia și el o problemă așa... La întâmplare? La întâmplare. Dacă îi dădea... Nu, dar dă foarte greu. Mă rog, când spui mai mult, clasa a 5-a, a 6-a, dă cu zecimale, cu chestii, nu, e greu. Nu la întâmplare. Noi trebuie să facem așa fel încât să se împarte exact, să meargă treaba perfect. Acum, cum facem noi că n-am? Zici, doamne, noi n-am ce șansă. Unde să fac eu să fie egalitate? La cărți. La caiete, la caiete, da? La caiete. Cum să fac ca să fie la caiete? Scad 3 minus 2, va da 1. Deci din cea de sus, scădem pe asta toată de jos. Dar nu pot să scad. Wow. Nu scadeți doar caietele. Dar nu, orică scad, toată trebuie să scad. Dar din asta de sus, care e 63, deci asta sunt 78. Nu pot. Păi nici pe 12, 3 nu putem să scădem. Păi, dar ce fac acum? Aș putea să scad din asta, din jos, care are valoare mai mare. Da. Să scad pe cei de sus, dar 7 scăzut 2? 5 și 2 minus 3? Dar dacă aș putea să scad 7 scăzut 6? Dacă aș avea 6 aici? Dar cum să am eu 6? Ce să-i fac la asta toată întâi? Mai întâi, un caiet ca să poată să scadă. Nu, atenție, ca să apară 6 aici, ce ar trebui să-i fac la asta toată? Mai aducați să 2 ori cât? 2 ori cât să facă 6? 2 ori 3. Deci să mulțesc pe asta toată cu 3. Deci prima să mulțesc toate cu 3 ca să ajung când le scad să fie 7 scăzut 6. 7 scăzut 6. Aici eu nu m-am descurcat. Când... Și 3, 2 minus 3, ce facem cu el? Nu, păi, dar toată se modifică. Ca să vezi acum, când înmulțim totul cu 3, ce se întâmplă? 4 ori 3, 9. Așa, deci 9 caiete. Vorbește tu. 9 caiete plus... 9 caiete plus... 6. 6 stilouri egal... Egal cu... 63. Nu, păi totul, e de 3 ori mai mult. Avem 63 de 2 ori. Nu, de 3 ori. Da, 3 ori 3. 3 ori 3, nu. Da, 3 ori 6. 3 ori 6. 18, da. 18. Deci, acum, 9 caiete și 6 stilouri costă 189 de lei. De desubt, spunem, 2 caiete. 2 caiete. Plus 7 stilouri. Costă 178. Și cum o scădeți dumneavoastră pe aia de sus, pe asta de jos? Tot prost este, mă, tot rău este. Ori acum, patru. Când scădem din asta, că eu trebuie să scad din asta de jos pe cea de sus. Și cum să scad de două caiete, de două caiete scad două caiete? Scădem ori 3, nu facem ori 3, facem ori 2. Dar n-am cum să scăd 2, n-am cum, că din nevoia de a face aici 6, am omulțit cu 3 peste tot. Nu ai voie cu 2 la una și cu 3 la alta. Da. Ori același lucru peste tot trebuie omulțit cu 3. 2. Să încercăm cu 2. Noi ce probleme ne-am făcut, mă? Să încercăm cu ori 2. Totul omulțit cu 2? Da. Dacă omulțim cu 2, vor fi 6 aici, aici vor fi 4. Și la scădere, tot nu pot să scad din cea de sus pe asta de jos. Nu, ați spus rău 3 caiete sus. Băi, așa am pus, dar acum ce să mă fac? Puteți mai modificăm. Nu mai modificăm, e problemă făcută. Acum, cel care trebuie să rezolvi, trebuie să-ți bate capul până când găsește o idee. Că oricum am încercat să ne descurcăm, n-am ieșit, nu reușim să-l facem pe unul. Dar noi ne propunem să facem egalitate aici. Dar nu putem. Dacă facem 2 minus 3, ne vă dăm minus 1. 2 minus 3 face minus 1. Așa, corect. Corect, da. Dar atunci e o tâmpenie.
Păi știi ce? 7 minus 2 egal cu 5. Bine, 3 ori 2 fac 6. Uite-te la mine și aici e momentul. 3 ori 2 fac 6, da? Da. Hai să mulțim pasta cu 2, 4. Da. Și pasta cu 3, 4 de desubt. De ce? Că 3 ori 2 fac 6, 3 ori 2... Sau mai mai știi egalitate. Hai să vedem, hai să vedem. Băi, ce să încercă. Iertați-ne că noi eram observații. Văd și eu. Eram prins într-o problemă de asta. Cam grea. Am încercat tot felul. E cam grea, Mariu, nu? Da. Deci mulțim pe prima cu cât peste tot. Prima mulțim cu 2. Așa. 4. Cât vine? Ia să rog. Doar 2, 4. Nu, pe 2 peste tot. Da, 3 ori 2, 6. 6 caiete, plus? Plus 4, știu. De 9, egal cu? Egal cu 126. Bun. Bravo, băi! Jos! Ori 3, așa. 3 ori 2, 6 caiete. Și acum 3 ori 7, 21. 21 despre 9. Egal. Da. 178 de 3 ori. Faci într-un colț. Faci într-un colț. Viteză maximă. 178 ori 3. Viteză maximă. Da. 3 ori 8. 3 ori 8. 24. 42. 42. 3 ori 7. 3 ori 7. 8. 3 ori 7. A, 3 ori 7. 14. 2 ori 7. 21. 21 și cu 2. 2, 23. 3 și 2. 3 și 2. 3 ori 1, 3 și cu 2. 3 ori 1, 3. Și cu 2. 1, 2. 5. 5. 538. 538. Ei, acum ai. Acum. Din care să scădem? Din care să scădem? Ne uităm aici, din 500 scădem 100. Adică din jos nu scădem și de sus. Da. Da? La caiete, salut! Salut, bye bye! N-am nicio treabă. Aici câte strălori mi-au rămas? Câteva, câte știu. Ia, din 21 scădem 4? Nu, putem să văd câte sunt în strălor. 21. Nu, dar nu iese... Tu vrei să stilou, un singur stilou. Nu ne iese problema asta. Da, hai să scădem acolo. Din 21 scădem pe 4. Cât iese? 21 da, trebuie să... Da, acum e 4. Nu, nu. 21 era mai mare, trebuie să scădem, dar era mai mic. 21. Minus 4. 17. 17 stilou egal cu... Acum, 8, scăduți 6, 2, 8, minus 6, 2, 3 scăzut 2, 3 scăzut 2, 1, și 5 scăzut 1, 1 4. 4, a ieșit. Oare sunt 4, 4 și 12, ăla la 17? El n-a învățat tabla împărțirii, da, domnul profesor. N-a tabla împărțirii. Nici nu sunt 4. Da, nu sunt parte, iese cu virgulă, ce să facem? Trebuie să sunt parte, exact. E o greșeală undeva. Dar noi... normal s-ar fi greșit, domnule. Ne-am luat așa, stilouul 24, acolo a pus problema serios. 3 ori 8, 24. Ce ați făcut, domnul profesor? 178 ori 3. Haideți! Deci, cum ați lucrat? 534, nu 538. Nu, 3 caiete. 3 caiete. Domnul profesor, 534, nu 538. 500, unde am făcut așa? Uite, uitați-vă! 500... 38! 34! Aici. 4, aici am reușit. Așa, așa, da, puneți 4. Așa, aici. Ba da, ați făcut bine, l-ați scris. Așa, am înțeles. Așa, am scris 34, 426. 34, 408. 408, care sunt parte singuri la 17. Sunt parte singuri la 17 și îmi va da 24. 408. 408, da. 6 o să... 24 de lei în stilou. Un stilou, un stilou egal cu 408 împărțit la
17. Pentru că proba opusă, sau cum să-i zicem, operațiunea opusă mulțirii este înmulțirea, împărțirea. Nu știi. Aici nu știi. Nu este. Dar trebuie să-i spunem așa, să... ca să înțeleagă un pic. Uite, da, vede. Tu, Mariu. 3 ori 2 egal cu 6, da? Da. Și atunci 6 împărțit la 2, tu știi cât face? Da. Cât? 3. Păi da, face la 3. Dar 6 împărțit la 3, tu știi cât face? 6 împărțit la 3, 2. Corect, 2. Pentru că 2 ori 3 fac 6. Ai înțeles? Da. Așa da, e, da. Da, da. Acum ai 4. Noi avem 17 da. Ori 17 ori 24. 17 ori 24, viteză maximă. E greu. E greu. 17 ori 24, da. E 48. Nu ne subarcă de face, da? Da. Și ne dă, știi că ne dă 48. 48. Acum, 408, că ne împărțim la 17, cât va da? 24. 24, că da. De celălalt. Așa. Ei, în stilul ăsta putem să ne gândim și la tabla împărțirii. Dar tu ca să-ți faci o idee, așa. Așa, ca fi ce să. Ne oprim aici. Dar cu mare putere, să nu uitați de la ghișeier și să vă abonați la Propo Live. Azi am făcut înmulțirea. Deci am făcut înmulțirea a două numere cu patru cifre, adică ambele, cei doi factori fiind de și ordine. Și Am pus probleme. Și am și compus, am arătat cum se compune o problemă. Asta a fost. Probleme prin metoda comparației. Și mi-am străduit aici să iese unul. La revedere, să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof. Online. La revedere!